ziua de vineri la noi este despre cinema. Sper că sunteți obișnuiți deja cu această chestie. Și eu tare mult mă bucur și am o deosebită plăcere să o avem în această seară pe Aura. Bună seara! Salutare! Astăzi vorbim despre film și, nu știu, e o provocare sau nu, dar vă rugăm foarte mult să ne spuneți trei filme care vă iubesc, le iubiți. Despre mine. Camera în general vă iubește, asta e altceva. Dar mai întâi de toate să vă întreb cât de des stați în fața unui ecran sau cât de des mergeți la cinematograf. Eu urmărindu-vă vedeam că mergeați înainte cu fetele când erau aici. Da, e adevărat. Dar acum cât de des mergeți? Adevărul contra-adevăr, acum mult mai puțin merg și îmi pare rău, fiindcă sunt pe afiș niște filme pe care mi-aș dori să le văd neapărat în afiș, da? Uh-huh. În afiș, nu? Și pe afiș, în afiș. Uh-huh. Și zic tot să ajung să le privesc. Iată, de exemplu, mi-a scăpat anul ăsta un film, am uitat un film foarte interesant, am uitat denumirea și mi-a scăpat și deja nu mai este în cinematograf, înțelegi? Uh-huh. Dar chiar recent, acum zilele astea, am fost la o producție autohtonă, uh-huh. Tunete. Exact. Și din motiv că invitatul meu la emisiune a fost Anatol Mârzenco. Și ziceam, ar trebui să văd filmul ăsta, înainte de a vorbi cu Anatol despre multe altele, uh-huh. Deci nu să vorbim și despre acest film. Și am prins seansul de seară și la 10:10, ca două zi avem interviu la 2, știi, și trebuia să reușesc. Și să știi că m-am dus și m-am bucurat că chiar și la acea oră, da. În sală era lume. Deci poate nu era plină, dar era lume multă. Și este interesul față de cinematografia noastră și eu mă bucur că, nu știu, în ultimii, cred că 2 ani, noi avem cel puțin 2 filme în cinematografie, da? Deci am reușit să merg la mai multe și dacă ziceai să fac un top 3, da, uh-huh. Filme, atunci hai să recomand totuși filmele noastre, fiindcă filmele străine sunt multe bune, chiar sunt multe bune, cu adevărat. Acum nu de mult am primit și o recomandare de un film francez care se derulează acum la Patria. Cum vi s-a părut Anatol Mârzenco în rol principal? După mine a fost fantastic. Exact asta impresia am avut-o. Am rămas surprinsă de cum a jucat el și fetița, da? Deci fetița lui în film, în cum ar fi, da? Tinca Josan, pare-mi se așa, uh-huh. Tincuța Josan se numește fetița. Și jocul lui Anatol, fiindcă, bine, actorii noștri noi îi cunoaștem, toți sunt buni, da? Deci, dar ei sunt actori, da. Știi? Și noi știm că ei, asta e meseria. Și când acolo vine un bine, chiar dacă și interpret, dar el nu e de meserie actor, n-a făcut școală de actorie. Da. Și este atât de firesc, atât de autentic, exact. În filmul ăsta și eu, a doua zi când am luat interviu, i-am spus, Anatol, eu cred că tu nu l-ai jucat deloc. Tu pur și simplu ai fost cel care ești, fiindcă eu așa îl cunosc de vreo 20 ceva de ani pe Anatol, de când îl cunosc. El n-a trebuit să joace. El atât de bine s-a încadrat în rolul acesta. Eu, la fel, când am ieșit din sala de la cinematograf, am zis că omul ăsta e perfect la locul. L-au găsit. Deci asta, da. E bravo regizorului sau cine a căutat actorii. Au fost aleși, deci cel puțin Anatol și fetița au fost aleși perfect. Deci chiar au făcut treabă bună. Așa că eu recomand cu drag acest film. E o dramă, uh-huh. cu un final foarte răvășitor, care nu te lasă să ieși cumva indiferent, oricum. Știi, ieși cu ochii înlăcrimați cel puțin și femei și bărbați, da. În egală măsură. Dacă vorbim de-al doilea film. De-al doilea film, iarăși, eu am rămas foarte plăcut surprinsă de Varvara. Da. A lui Anatol Durbală. Da. Uite, aici a fost invers. Deci eu l-am avut pe Anatol în interviu, uh-huh. am vorbit câte ceva despre Varvara, el deja apăruse, dar nu reușisem să merg. Uh-huh. Am vorbit despre toate și după care am mers. Și iată, atunci, de ce am fost eu acum la Anatol, înainte? Uh-huh. Fiindcă e foarte bine să vii din start și să știi despre acel film, da, despre uh-huh. care ai de gând să vorbești. M-a impresionat foarte mult. Vrei părerea mea? Dacă aș lua toate filmele care au apărut acum autohtone, cred că Varvara e cel mai tare. Deci mi-a plăcut tot. Și regia, și montarea, și filmarea, și actorii. E un film dinamic de acțiune și tema e bună. Da? Deci o temă care pe noi, pe toți, ne deranjează. Și tema asta, ea, știi, cum să nu mergi cu turma, da? Cum, da? Deci să fii
să fii cumva aparte de lume, dar nu ca parte de lume, să-ți păstrezi principiile și verticalitatea, deci să nu cazi pradă, iată, la tot felul de manipulări, da, și deci filmul este minunat, așa că eu felicit tot grupul de filmare și actorii, toți minunați, asta e Varvara. Și al treilea film, desigur, Carbon, cel care probabil i-a impresionat foarte mult, cel care a mers like, pe ecranele noastre, deci... Și acum merge, da, este... și ceva? Exact, este o tragico-comedie, da. Deci e vorba despre acțiunile din ce s-au petrecut în timpul războiului din Transnistria, exact. Timp de pe Nistru, acum 30 de ani în urmă. Mi-a plăcut, da, acolo tot foarte bine au fost găsiți actorii, deci Dumitru, da, Beton. Dumitru foarte autentic și integru, dar toți actorii au fost buni și mi-a plăcut. Deci chiar consider că se merită de mers la filmurile autohtone, să mergeți cu drag. Eu mă bucur foarte mult de fiecare dată când invitații noștri vin cu recomandări de filme autohtone, da. Pentru că, din fericire, prindem un val, urmează acum și puterea probabilității, deja a fost premiera, puterea probabilității încă un film. Nu l-am văzut. Da, este deja și în cinematografie, nu l-am văzut nici eu, urmează să-l văd. Da. După care urmează încă un film la sfârșit din noiembrie, regia, producția de Adriana Vasilcov, cu actor din România, da, și de la noi. Da, am văzut că Adriana îl promovează și abia l-aș tip și eu. Da. Și așa, atât de mult mă bucur, fiindcă e vorba de niște regizori tineri, da? Absolut. Pe mulți din ei îi cunosc, da? Pe alții, pentru prima dată aud, sunt chiar niște tineri, da? Și ei s-au aventurat să facă astfel de pelicule. De exemplu, pentru mine a fost, eu am rămas surprinsă când Anatol mi-a spus că, de fapt, filmul Tunic a fost filmat 5 ani în urmă. Serios? Da, el e 5 ani în urmă. Și el mi-a spus că atunci când, deci când a fost premiera filmului, el n-a recunoscut-o pe Tincuța, pe fetița lui, da, s-a apropiat o domnișoară de el și bună seara, și el bună seara, îmi duce, iarăși bună seara, bună seara, și zice că până i-a spus, nu mă recunoașteți, și zice, era fetița din film, care la acel moment avea vreo 10 ani și la 15 ani deja e domnișoară, toată legea, știi? Apropo, atunci când vizionați un film, la ce mai mult atrageți atenția? Jocul actoricesc, e coloana sonoră, e imaginea, e ideea pe care vrea să o transmită producătorul și actorii? Am înțeles, da, deci pentru mine trebuie să fie, în primul rând, subiectul interesant. Nu știu, eu nu prea merg la filmele astea science fiction, știi, sau ceva. Nu. Deci mie îmi place totuși filmele reale, da? Deci cu subiecte reale din viață. Astea îmi plac foarte mult. Îmi plac filmele de dragoste. Sigur că eu atrag atenție la tot și la jocul actorilor și... Tu înțelegi că tu nu trebuie să atragi la jocul actorilor atenție. Deci filmul trebuie să fie așa ca tu să uiți că privești un film, să fii parte acelei acțiuni. Înțelegi? Și atunci înseamnă că filmul e bun, înseamnă că actorii au jucat minunat. Da. Și clar că subiectele trebuie găsite unele foarte interesante și mă bucură. Cu uneori așa citești, parcă îți pare, mă rog, subiecte banal când citești, când te duci și vezi filmul. Istoria. Sau invers, să se face mare tam-tam și când te vezi, dai sub din deget, știi cumva. Nu, și îmi plac filmele de dragoste, îmi plac comediile foarte mult, dar nu astea, îmi plac comediile, știi, cu un umor de astea fin, înțelegi? Murdar și direct, cu un umor fil, subtil, așa, foarte. Și îmi plac filmele istorice foarte mult. Așa. Da. Astea cam ar fi preferințele mele. Și atunci când scap, uite, spun că am scăpat, eu am uitat cum se numea filmul. Uite, același Joker l-am scăpat. Și atât de pare rău. Eu am scăpat, toată lumea l-a privit, eu n-am privit. Fiindcă, nu știu cum, întotdeauna, nu ești pe ultima sută de metri și trebuie neapărat să le caut. Știi, noi acasă, fetițele mele deseori, hai mama să privim seara, hai să găsim ceva filme bune. Și iată, datorită lor, mai priveam și eu careva filme, știi? Și mă bucur că și ele sunt foarte selective, nu orice privesc, dar, apropo, Loria mea, cea brunețică, îi plac filmele, thrillerile. Știi? Îi place science fiction, da, îi place tot așa și zic, mame, nu-i bine, mie nu-mi place, știi? Pe când bine, blândoșa, îi plac de dragoste, îi plac comediile, deci e altfel, știi? Și
nici prea extremități. Hai așa cumva. Eu vă mulțumesc tare mult pentru aceste recomandări. Drag. Și încă o dată repet, chiar mă bucur când invitații noștri vin cu filmele noastre ca și recomandări. Și eu vă mulțumesc. Uite, tu mi-ai amintit că într-adevăr se mai așteaptă încă două filme ale astea, așa că până la sfârșit de an neapărat privesc pe celelalte. Siguranță. Să vă faceți timp și să găsiți și celelalte filme pe care n-ați reușit neapărat. Să le vedeți. Neapărat. Mersi tare mult. Cu drag. Mulțumesc.